Mai multe orașe și comune din România au fost devastate de urgea apelor în urma ploilor torențiale din ultimele zile. 12 localități din 8 județe au fost până acum afectate. Este vorba de Argeș, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sălaș, Timiș și Vâlcea. În Prahova, în apropiere de Câmpina, un om a fost luat de o viitură. Din fericire, bărbatul în vârstă de 65 de ani a fost găsit de pompieri și a primit îngrijiri medicale. Autoritățile au scos apa din 7 case, 18 curți și 10 demisoluri. Tot în Prahova, de data aceasta în Bobânna, 3 autoturisme au fost luate pe sus de ape, iar în Pietrișu, din cauza Forțe forței apei, conducta care asigura alimentarea cu gaze s-a rupt. Nici orașele mari nu au scăpat de furia naturii. În Pitești, o stradă a fost inundată din cauza canalizării care nu au mai făcut față. În râmnicu cu Vâlcea, două persoane au rămas blocate într-un autoturism lângă maternitatea din oraș. Cei doi au fost scoși din mașină de oamenii de la ISU. În Alba Iulia, după o furtună scurtă, mai multe străzi au fost inundate. Apa a depășit în unele zone și 20 de centimetri.